Salutare! Astăzi mergem la două licee din Cluj. Voi vorbim față la clasa 12-a, copii de 17-18 ani, și voi prezenta 7 principii pe care eu aș fi vrut să le știu la 18 ani. O să încerc un pic să văd din cariera mea, din perioada din care am fost la școală, la liceu, la facultate, cât am fost la facultate, ce principii am învățat care m-au ajutat ulterior în cariera mea sau în afacerea mea. Și ar fi bine ca acești tineri să le știe la 18 ani. Așa că am pregătit o prezentare de o oră, practic o să avem 50 de minute cât este o oră la școală, în care voi vorbi despre aceste 7 principii pe care ar fi bine să le știi la 18 ani. Așa că te invit să stai alături de noi, o să încercăm să le sintetizăm cât mai bine, să nu trebuiască să te uiți la 50 de minute de prezentare, dar să ai ideile principale în acest vlog. Bună ziua! Mă bucur mult că pot să fiu cu voi în această dimineață. Avem la dispoziție aproximativ 45 de minute să povestim despre niște lucruri care cred că ar fi fost utile pentru mine dacă le-aș fi știut la 17-18 ani, cam cât aveți voi în acest moment. Primul principiu vine din compania în care am lucrat în Portugalia 2 ani de zile, din firma Action Coach. Șeful meu, un consultant, un coach foarte bun, avea un principiu și un stil foarte fain. Dimineața când ajungeam la birou, toți colegii ne aducea în sala de ședințe și stătea 10 minute cu noi. Și în alea 10 minute, omul ăsta repeta exact același lucru în fiecare zi, ani de zile. 2 ani de zile cât am lucrat la firma respectivă, omul ăsta în 10 minute a repetat același lucru 2 ani de zile. Ulterior am înțeles de ce a făcut chestia asta. El vorbea despre un principiu care se numește linia vieții și el spune că în viață există o linie și tu poți să fii peste linie sau sub linie. Niciodată nu ești pe linie, ori ești peste, ori ești sub linie. În diferite ipostaze din viața ta ești peste, în diferite ipostaze ești sub. Sub linie sunt trei categorii în care te poți afla. Prima categorie este atunci când cauți vinovați pentru lucrurile care merg prost în viața ta. Ai luat o notă proastă, cine-i de vină? N-ai luat bacul, cine-i de vină? N-ai găsit un job bine plătit, cine-i de vină? Ți-ai băgat firma în faliment, cine-i de vină? S-a întâmplat orice lucru negativ care se întâmplă în viața ta, cine-i de vină? În momentul în care cauți vinovații în jurul tău, ești sub linie. Și o să vedeți imediat ce fel de persoane sunt sub linie. A doua categorie e când găsești scuze pentru lucrurile care nu merg bine. Întârzi la o oră, scuze că am întârziat, era trafic, a plouat. Nu ajungi la timp la serviciu, când o să aveți un serviciu, o să spui scuze că am întârziat, tot trebuie să duc copilul la grădiniță. Scuze că am întârziat, ai intervenit. Scuze că n-am ajuns, scuze că n-am putut să vin, scuze. Cei de la Harvard, Universitatea Harvard, a făcut un studiu și concluzia la care a ajuns este că o persoană are nevoie în medie doar de 5 secunde să găsească o scuză pentru orice. 5 secunde. Și a treia categorie este negația. Este atunci când spui, nu sunt în stare, nu pot, nu reușesc, Loran, eu sunt prea tânăr, Loran, eu vin dintr-o familie săracă, Loran, eu nu sunt inteligent, Loran, eu nu sunt bun la matematică, Loran, eu nu știu să fac asta. Nu. Ori de câte ori faci această negație, ești sub linie. Și o să vezi imediat ce fel de persoane sunt sub linie. Peste linie sunt două categorii, responsabilitate și proprietate. Adică orice se întâmplă în viața mea, bun, rău, note bune, note proaste, nicio problemă, mi le asum, îs responsabil. E responsabilitatea mea, e proprietatea mea, pentru că e viața mea, îs notele mele și atunci mi le asum. În loc să caut vinovați, în loc să dau vina pe profesoară că a făcut un test mai complicat și eu am luat o notă proastă, îmi asum responsabilitatea și îmi pun întrebarea data viitoare cum aș putea să mă pregătesc mai bine să iau o notă mai bună. De fiecare dată când îți asum responsabilitatea, înveți ceva. Chiar și când lucrurile merg prost în viața ta, dacă ai avut un lucru nașpa în viața ta și îți asumi responsabilitate, poți să înveți de acolo. Dacă dai vina pe cineva, o să spui, nu-i treaba mea, e treaba lor. Peste linie, sunt victorioși și de sus sunt victimele. Victorioșii nu sunt oamenii care tot timpul le merge totul bine, viața lor e roz, nu. Oamenii ăștia au problemele lor, au provocările lor, au greșelile lor, au pierderile lor, dar și asumă și încearcă să găsească o soluție data viitoare. Victimele sunt persoane care tot timpul se plâng. E greu. Primul principiu pe care aș vrea să rețineți este acest principiu pe care mi l-a repetat 2 ani de zile șeful meu. Fii responsabil, Loran. Dacă vrei să ai succes în viața asta, nu contează că îți faci firmă, că ești angajat, nu contează și dacă ești femeia de serviciu și ești peste linie, ești cea mai tare femeie de serviciu care există în lumea asta. Fii responsabil. Al doilea principiu pe care vreau să vi-l arăt, vreau să vă întreb înainte, sunteți bun la matematică?
Da? Da, în principiu sunteți la liceu economic, ar trebui să fiți cât de cât bun la matematică. Hai să vedem, cine știe să-mi facă calculul ăsta? 1,01 ridicat la 365. Fără calculator, măcar cât de cât? Cam unde-i? 1,5? 2? Tot atât ai. Deci 1,01 ridicat la 365 tot unui. Tocmai ai luat 4, stai jos. ceva? 1,065? 1,65? 101? Dacă ați avea un calculator, ați putea să calculați, este 37,8. Cine știe să-mi facă ăsta? 0,99 ridicat la 365. Hai ca să nu pierdem timp, vă zic. 0,1, ai fost aproape. Acest calcul matematic pentru mine este cel mai tare exemplu despre ce înseamnă să crești repede în carieră, să crești repede la note, să crești repede în business. Ăsta este cel mai tare principiu. Dacă te duci la școală în fiecare zi, și când spun școală, ăsta e valabil acum, că sunteți la școală. Dacă mergi la facultate, e același principiu. Când mergi la un loc de muncă, e același principiu. Când deschizi afacerea ta, e același principiu. Dacă te duci la școală în fiecare zi și îți pui întrebarea, cum aș putea să fiu cu 1% mai bun astăzi decât a fost ieri, la sfârșitul anului, rezultatele sunt absolut fenomenale. Dacă tu în fiecare zi te duci la școală și devii cu un procent mai slab decât ai fost ieri, la sfârșitul anului ești varză. Și vorbim despre 365 de zile, atât. Un an de zile și rezultatele deja sunt colosale. Oamenii vor să aibă succes, oamenii vor să devină milionar, dar uită că milionarul și omul ăla de succes a început cu un pic și câte un pic și câte un pic și câte un pic și după aia în 20 de ani a ajuns miliardar. Adică răbdare. Al treilea principiu este o carte pe care, dacă aveți timp, vă recomand să o citiți. Se numește Connected. Nicholas Christakis și James Fowler au scris această carte și concluzia la care a ajuns este în această carte care spune în felul următor. Oamenii din jurul nostru ne influențează. Și a extins chestia asta într-un studiu și a analizat în Statele Unite oamenii care sunt obeși. De ce sunt obeși și dacă prietenii lor îi influențează în obezitate sau nu. Și uitați concluzia la care a ajuns. Dacă tu ești slab și prietenii tăi sunt obezi, șansele ca și tu să ajungi obez sunt de 45%. Și invers, dacă tu ești obez și toți prietenii tăi sunt slabi, șansele ca să ajungi și tu slab sunt de 45%. Și putem să luăm asta și să extrapolăm. Notele pe care le iei și notele pe care le iau prietenii tăi. Top 5 prieteni pe care ai. Cei mai buni 5 prieteni pe care ai. O să vezi că majoritatea din ei au cam note cam cât ai tu. Mai departe, foarte interesant, studiul spune așa. Dacă tu ești slab, prietenii tăi sunt slabi, dar prietenii lor sunt obezi, șansele ca și tu să ajungi obez în continuare sunt de 25%. Adică prietenii tăi sunt slabi, dar prietenii lor sunt obezi, șansele este ca și tu să ajungi obez de 25% pentru că te influențează în continuare. Mai departe, dacă tu ești slab, prietenii tăi sunt slabi, prietenii lor sunt slabi, dar prietenilor sunt obezi, șansele sunt în continuare 10% să devii și tu obez. Deci în a treia generație încă te influențează. Asta înseamnă că dacă tu iei note bune, prietenii tăi iau note bune, dar prietenii prietenilor tăi iau note proaste, te influențează 25%. Anturajul. Și doar în a patra generație, studiul spune că nu te mai influențează sub niciun fel. Adică prietenii prietenilor tăi. Nu mai contează. Dar până acolo contează. Al patrulea principiu pe care vreau să vi recomand este să vă găsiți mentori. Și vă explic ce înseamnă mentor. Mentor este o persoană, de exemplu, dacă citești o carte, persoana care a scris cartea respectivă, în momentul în care tu citești cartea, este mentorul tău. Profesorii de la școală sunt mentorii voștri, părinții voștri sunt mentorii voștri. Eu, în acest moment, sunt un mentor pentru voi. Mentor sunt persoane de la care înveți ceva. Fie că înveți ceva despre business sau despre carieră sau despre viață, cum facem acum, fie că înveți despre o materie de la o profesoară, fie că înveți despre viață de la părinți, de la fiecare persoană de la care înveți este mentorul tău. Vreau să vă provoc să vă găsiți mentor. Trăiți într-o eră în care eu, ca să vă faceți o idee, eu când eram în clasa 9, telefonul meu era cam dublu cât ăsta
Și pentru că majoritatea oamenilor nu aveau telefoane, erau Nokia, majoritatea oamenilor nu aveau telefoane, n-avea cine să mă sune. Mergeam cu autobuzul pe aici prin Cluj, aveam telefonul în rucsac și îl puneam să sune alarma din când în când, scoteam telefonul și îmi fac că vorbesc la telefon. Voi trăiți într-o lume în acest moment în care tehnologia vă dă acces la niște lucruri absolut fenomenale. Uitați ce am făcut eu în ultimii ani. Mi-am ales mentori care să mă asigur că mă ajută. Alegeți-vă mentori. Trăiți într-o epocă în care aveți acces ușor la ei. Nu mai urmăriți pe social media oameni care business-ul lor este să preia ardă vremea. Și fac un business. Cum să facem să pierdem vremea? Filmulețe cu chestii stupide care să treacă timpul cumva. Același timp se poate folosi mult mai bine. Al cincilea principiu este să înțelegem ce înseamnă succesul și cum funcționează succesul. Cea mai bună definiție pe care am auzit-o pentru succes, de fapt înainte să vă dau definiția, imaginați-vă următoarea situație. Este cineva care stă la casă? Cine stă la casă? Bun. Imaginați-vă că aveți în curte, în curtea de la casă, un copac. Cei care nu stați la casă, imaginați-vă că stați la casă. Și aveți în curte un copac și vreți să tăiați copacul respectiv pentru că e un copac destul de bătrân și există posibilitatea să cadă pe casă, nu vreți asta, vreți să-l tăiați, numai că nu aveți timp, că sunteți foarte ocupați cu școala. Tot ce trebuie să faceți este dimineața când plecați de acasă, luați un topor, îi dați 5 lovituri la copac, puneți jos toporul și plecați. Vă ia 5 secunde. Pum, 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 toporul și ai plecat la școală, că ești ocupat. A doua zi dimineață te trezești, e micul dejun, te îmbraci și înainte să ieși pe poartă la școală, te duci, iei toporul, îi mai dai 5 lovituri la copac exact în același loc, 5 secunde și pleci. Și faci chestia asta o săptămână, două săptămâni, o lună, două luni, trei luni, până când? Până cade copacul. Dragii mei, întrebarea nu este dacă o să cadă copacul ăla sau nu, întrebarea este când și pe ce, evident. Dacă ai lovit unde nu trebuie, poate pică pe casă. Așa este și cu succesul. Dacă îți propui să repeți un lucru în mod disciplinat în fiecare zi pe termen lung, întrebarea nu o să fie dacă ajungi la succes sau nu. Întrebarea o să fie când o să ajungi acolo. Spunea doamna profesor la începutul prezentării că țin cursuri. Am ținut deja peste 6.000-7.000 de cursuri. Vreau să vă întreb, dacă ții 7.000 de prezentări, ajungi să fii bun? Și dacă ești nașpa, ajungi să fii bun. Că repeți de atâtea ori deja. Și dacă ești cel mai slab la vorbit în public, dacă vorbești de 7.000 de ori, până la urmă oamenii tot iese. Întrebați-vă care e acel lucru în care vreau să fiu foarte bun, propuneți-vă să studiați în domeniul respectiv și să repetați, să exersați și să aveți răbdarea necesară, pentru că asta este definiția succesului pentru mine. Lucruri simple, repetate zilnic, pe termen lung. Nu chestii ieșite din comun, nu chestii revoluționale, lucruri simple, repetate zilnic, pe termen lung. Aia înseamnă succesul în orice ai vrea tu. Al șaselea principiu este să încerci să descoperi vocația ta sau ceea ce te pasionează. Și aici vreau să vă dau un mic exercițiu. Când ajungeți acasă, luați-vă, vă rog, închideți YouTube-ul ăla tâmpit cu nu știu ce filmulețe, cu pisici sau cu ce vă mai uitați. Luați trei foi din asta albe, trei foi A4 albe. Pe prima foaie, eu le desenez aici cu cercuri, dar voi puteți să folosiți foile. Pe prima foaie scrieți acolo ce îmi place și încercați să faceți o listă cât mai lungă cu lucrurile care vă plac. Și vă rog să scrieți acolo tot ce vă place. Chiar și lucruri care simțiți că n-au nicio însemnătate sau nicio valoare. Scrieți pe foaia respectivă tot ce vă place să faceți. Apropo, inclusiv dacă îți place să joci jocuri video, scrie pe foaia respectivă: îmi place să joc jocuri video. A doua foaie, scrieți la ce sunteți bun. Dacă e prea goală foaia aia, nu vă preocupați, asta e foaia care se poate rezolva. Există lucruri care îți plac din naștere pentru că ești înclinat pentru lucrurile respective, dar nu suntem buni la majoritatea lucrurilor la început. Și a treia foaie este ce este bine plătit în lume. Care sunt joburile bine plătite, care sunt lucrurile cerute în lume. După care iei cele trei foi și te uiți la toate răspunsurile de acolo și vezi dacă descoperi un lucru care e prezent pe toate trei. Pentru că în momentul în care ai descoperit un lucru care îți place, la care ești bun și care ești bine plătit, atunci o să ai succes și o să fii și bogat. De fapt, uitați ce se întâmplă. Dacă găsești un lucru care îți place, dar la care nu ești bun și este bine plătit, îți place, e bine plătit, dar nu ești bun, ăla e doar un vis. Dacă găsești un lucru la care ești bun, care îți și place, dar nu este bine plătit, ești sărac, dar fericit. Dacă găsești un lucru la care ești bun, este și bine plătit, dar nu-ți place, ești bogat, dar nefericit.
idealul este să găsești un lucru care te pasionează, la care ești bun și care este și cerut în lume în acest moment sau în viitor, pentru voi în special în viitor. Știți care e partea mai grea? Acolo, la ce sunt bun. Dar asta e partea faină. Fiecare dintre voi aveți ceva care vă place. Există o grămadă de joburi care o să fie bine plătite în lume. Dar voi nu sunteți bun la asta? Nicio problemă, ghiciți ce se poate învăța. Se poate învăța. Dacă găsiți un lucru care e prezent pe două foi, ce îmi place și ce este bine plătit, dar nu știu, nicio problemă, îl învăț. Și ăla să fie focusul tău să-l înveți. Și ultimul principiu, a șaptelea, este un citat care spune așa: nu fi una dintre acele persoane care își petrec jumătate din viață explicând ce vor să facă și cealaltă jumătate explicând de ce n-au făcut-o. Și acesta este un principiu pe care eu îl folosesc pentru a avea succes în viață, este formula succesului, așa am denumit-o eu: a fi înmulțit cu a face este egal cu a avea. Vrei mai mulți bani? Super! Fii un om mai bun, fă lucrurile mai bine și o să ai mai mulți bani. Vrei o căsnicie frumoasă? Super! Fii un bărbat sau o soție mai bună, comportă-te mai frumos cu soția ta, cu soțul tău și o să ai o căsnicie mai frumoasă. Vreau să am o carieră de succes. Super! Fii un angajat mai bun, comportă-te mai bine la locul de muncă, fii mai performant, fă lucrurile mai bine, mai repede, mai eficient și o să ai o carieră mai bună. A avea e o consecință. Nu faceți din asta un scop. Tine îți spune: vreau să fiu milionar. Bine, vrei să fiu, e ok. Dar prima dată fii un om mai bun, învață mai bine, fă lucrurile mai bine și ai o consecință care o să vină oricum. Nu fă din asta un focus pentru că nu se va întâmpla. Toate chestiile astea vă ajută să fiți mai bun. Când ești mai bun, poți să faci mai bine. Când faci mai bine, o să ai mai mult. E o consecință. Dragii mei, aici e pagina de Facebook, pagina de Instagram. Dacă v-a plăcut de mine, dați-mi un like și un follow. Dacă nu v-a plăcut de mine, trimiteți vreo 200 de prieteni să dea un like și un follow. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți.